Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Ionuț Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Astăzi o ediție specială, am alături de mine campionii naționali, campionii noștri piteșteni, studenții Universității din Pitești, care recent au câștigat campionatele naționale universitare la basket masculin. Chiar acum colegul meu vi arată pe toți acești campioni și alături de mine sunt și cei doi profesori care i-au coordonat pe acești băieți și care au reușit să aducă acest titlu la Pitești. Invitații mei de astăzi e domnul profesor Florin Cojanu în dreapta mea și domnul conferențiar Leonard Francu. Bună ziua, domnilor! Felicitări în primul rând pentru performanța pe care ați izbutit să o aduceți, iată, acest trofeu important la Pitești. Aș începe cu dumneavoastră, domnilor. Iată, anul trecut ați fost vicecampioni, în acest an ați reușit să aduceți titlul la Pitești. Da, mulțumim pentru invitație în primul rând. Suntem la primul titlu național cucerit de către Universitatea din Pitești. Antecedentele noastre privind participarea la aceste campionate naționale sunt un bronz la ediția din anul 2007. Și, așa cum ați amintit și dumneavoastră, argintul anul trecut la ediția de la București. Anul acesta, cu ajutorul băieților, colegului meu, Leonard, și a celorlalți implicați, am reușit să câștigăm acest titlu. Domnul profesor Leonard, cum a fost acest turneu, aceste campionate naționale universitare? Iată, ați crescut de la an la an, culminând în acest an cu primul titlu de campion național la Universitatea din Pitești. Să vă spun, mulți dintre ei sunt componenți ai echipei de Liga Națională. Fiecare dintre echipele participante au avut jucători de Liga Națională, de la SESO Ploiești, de la Dinamo, de la Timișoara, de la Sibiu. Adică, chiar dacă nivelul campionatului universitar nu este aproape la fel ca campionatul național, oricum s-a bucurat de participarea foarte mulți sportivi de performanță. Sportivi care se regăsesc și aici prezenți de față. Pe lângă cei de Liga Națională, toți componenții echipei sunt foști componenți ai Liceului Program Sportiv, ai Clubului Sportiv Amicii, care joacă în Liga a doua. Adică rezultatul nu a fost întâmplător. Nu a fost întâmplător și se bazează pe o continuitate. Liceul Program Sportiv, celelalte cluburi de Liga a doua, plus echipa de Liga Națională, cu care avem o colaborare foarte bună și împreună cu colegul meu am reușit să obținem acest rezultat. V-aș ruga acum chiar să-i nominalizăm, să-i arătați, eu știu, să-i le spuneți numele celor care au reușit să aducă medaliile de campioni la Pitești, pentru că ei merită toate laudele noastre. Eu aș vrea să am plăcerea și onoarea ca să îi prezint pe componenții lotului. Aș începe de la dreapta. Primul dintre ei ar fi Nosescu Ciprian, care nu este studentul Facultății de Educație Fizică și Sport, dar este studentul Universității din Pitești și meritul este cu atât mai mare, nefiind la o facultate de profil. Al doilea ar fi Duminic Alexandru, studentul Facultății noastre de Educație Fizică, care este și campion național în proba de ștafetă la natație. Deci este dublu campion în această ediție. Sperăm că și el este mulțumit. Poți să și zâmbești, Alex. Al treilea ar fi Andrei Badea. La fel, o inimă mare, într-o esență mai mică, care pune foarte mult suflet. Este de asemenea studentul nostru. Al patrulea, în ordinea așezării, nu neapărat a valorii, este Dorin Bughiu, un reprezentant și un component al echipei care promite foarte mult, își dorește foarte mult să demonstreze, poate nu întotdeauna are șansa să demonstreze lucrul acesta, dar o echipă se construiește prin toate cărămizile care sunt puse la respectiva construcție și noi apreciem contribuția. Avem următorul în ordinea prezentării, Neguț Alexandru, capitanul echipei, de asemenea un jucător consacrat în Liga Națională, pe care îl cunoaște toată lumea, nu are nevoie de nicio prezentare. El are la activ și alte titluri obținute, dacă ne aducem aminte, acum 2 ani la U23.
Și anul acesta, anul trecut, forma fizică nu i-a permis să aibă o evoluție la fel de bună, așa cum o știm noi la toate celelalte competiții, dar anul acesta, împreună cu Lucian Chirov, își au ținut promisiunea. Ei ne-au promis mai mult decât ceilalți că vom obține titlul și le mulțumim pe această cale încă o dată. Următorul, începând din partea stângă, este Lucian Chirov, un jucător care a obținut și titlul de MVP, materializat prezența lui prin foarte multă seriozitate, conștiinciozitate. Nu știm cărui fapt se datorează acest lucru, dar bănuim, în primul rând, familia, apoi antrenorii care au contribuit la pregătirea lui profesională și considerăm și noi o mică parte, eu și colegul meu Leonard, că încercăm să-i desăvârșim această educație și pregătire. Următorul în prezentarea noastră este Cornel Alexiu, un jucător căruia noi ne-am dorit să îi se acorde mai multă atenție și încredere, așa cum o acordăm și noi în evoluțiile viitoare. Noi avem încredere în Cornel că poate mai mult și din punct de vedere individual, dar mai ales ca și joc colectiv. Următorul component al echipei este Rădulescu Mihai, un jucător care, deși a terminat cu sportul de performanță, este alături de noi, încearcă să-și continue cariera la acest nivel universitar cu succes, considerăm noi. Penultimul component de astăzi este Cosmin Mătăsaru, component și al echipei de Under 20 a LPS CSU Pitești. Și el a fost în lotul echipei BCMU Pitești sezoanele trecute. Noi sperăm ca acest titlu și această evoluție la campionatul universitar să-i dea încredere și să revină din nou în lotul primei echipe a Piteștiului. Și nu cel din urmă, dar în ordinea prezentării așa s-a numerit, Vlad Ciubuc, component al echipei divizionare Amicii Pitești, un jucător care încearcă să prindă din urmă ceea ce nu a putut asimila în partea junioratului. Căruia le mulțumim tuturor băieților și cam atât de legat. Așadar, doamnelor și domnilor, aceștia sunt campionii Piteștiului care au adus acest titlu de campion național la campionatele naționale universitare. O echipă frumoasă, o echipă care, iată, de la an la an crește. Ce vreau să vă întreb, domnilor, în Statele Unite, acolo unde, eu știu, basketul este la un nivel foarte înalt, aceste campionate universitare sunt foarte interesante, foarte echilibrate. Cum e la noi, cum sunt aceste campionate universitare în România și cât de, eu știu, competiția cât de echilibrată între celelalte universități din țară și câte au participat, câte echipe au participat? Au participat 8 echipe din România. Campionatul sau regulamentul Federației Sport Universitar nu ne permite un număr mai mare de echipe. În țară sunt 17 facultăți de stat plus mai multe particulare, deci ar fi putut fi o competiție de mai mare amploare. Spre deosebire de campionatul național universitar american, noi nu stăm foarte bine, e diferență foarte mare. Din campionatul universitar american se promovează jucători către NBA. Noi ne-am dorit ca cel puțin din campionatul universitar românesc să se promoveze către Liga Națională. Probabil cu sprijinul Ministerului, cu regândirea desfășurării sportului universitar, se poate ajunge sau se poate copia modelul american, nu neapărat la aceiași parametri, dar oricum mult mai bine decât există în ziua de astăzi. Eu știu, ar fi benefic un campionat, adică să se desfășoare pe parcursul întregului an între toate aceste universități, că sunt un număr mare, nu? De universități ar putea să se... să aibă loc un asemenea campionat, nu? Da, aș preciza eu că Centrul Universitar București are un astfel de campionat intern, în urma căruia cele două echipe calificate la turneul final sunt cele care au câștigat acest turneu.
De exemplu, în ediția aceasta au participat 11 universități din București și la turneul final au venit două, ASE București și Universitatea Cantemir București. Această idee ar trebui extinsă la nivelul întregii țări și, a spune eu, legat de ce a spus, o comparație, nu ne putem compara la, deocamdată la acest nivel, dar măcar pentru tinerii jucători români, acest campionat ar putea să fie un bonus de minute jucate, experiență jucată și, bineînțeles... Asta vreau să vă întreb, care sunt beneficiile? Vedem în Liga Națională de Basket foarte mulți jucători străini. Cred că ar fi o lampă de lansare, nu? Aceste campionate universitare pentru mulți jucători români să facă pasul. Noi avem la Pitești aici jucători care evoluează la BCM Pitești, dar eu știu în țară cum... Și mi-aș permite eu să-i și întrebăm care e punctul lor de vedere vis-a-vis de... Da, chiar cum vezi tu ideea asta, eu știu, să se facă un campionat național universitar și cât v-ar ajuta pe voi jucătorii să facă pasul, să faceți pasul spre echipele de Liga Națională. Tu evoluezi, dar și pentru ceilalți colegi sau alții jucători. Ar fi o idee foarte bună, ținând cont acum, cum a spus și dumneavoastră, că sunt foarte mulți jucători străini, sunt 6 jucători care joacă în permanență, majoritatea antrenorilor preferă jucătorii străini. Dar dacă ar face și aceste campionate universitare pe lângă cele de junior și de Liga a doua, ar fi o șansă foarte, foarte mare pentru noi sportivi să ne afirmăm și atât acolo cât și în Liga Națională. Să revenim un pic la această competiție în care tu ai devenit campion național. Cum a fost? Ai jucat la BCM Pitești, ai reușit să te împarți, să ajungi și echipa universității? Da, din fericire terminasem și campionatul cu BCM Pitești și am putut să mă dedic în totalitate meciurilor de universitare. A fost o competiție destul de grea, cu echipe foarte bune care s-au luptat de la un cap la altul. Sperați, eu știu, în prima fază să ajungeți campioni? Da, asta a fost de la bun început, asta am avut în cap, asta ne-am propus și am reușit să facem chestia asta. Și capitanul echipei să ne spună cum a fost și... Da, a fost un campionat foarte greu, deoarece fiecare echipă a avut un component din Liga Națională. Dar noi ne știam forțele, forța colectivă și ne-am propus dinainte să câștigăm campionatul. Și iată că am reușit să facem asta. Discuția, vorbeam puțin mai devreme, foarte mulți jucători străini în echipele din Liga Națională, cât de mult, eu știu, ar ajuta asemenea competiție și cât de mult ajută pregătirea să crească, eu știu, să vină foarte mulți jucători români în Liga Națională. Da, problema este de la centrele de juniori. Nu se lucrează foarte bine, nu se pune accent pe basket la noi în România, în primul rând, și de asta se ajunge la chestia cu 6 străini. Am înțeles că poate să fie o chestie cu nelimitat. Dar, na, noi muncim și sperăm să ne facem treaba cât mai bine să le luăm locul, că asta e... Asta e și dorința noastră, da, să vedem... Da, dorința noastră, ca să jucăm cât mai mult față de acei jucători străini venind la un campionat. Domnul profesor, aveți în componența echipei și jucători care nu sunt studenții ai facultății de sport, am văzut că și la alte discipline sunt studenții ai universității, iată cum îi reușiți, eu știu, să-i închegați, eu știu, cu jucătorii care practic sunt studenții universității de sport. Da, nu, cum să spun, basketul unește toate caracterele, indiferent de vocația fiecăruia dintre noi. Considerăm noi că acest lucru ne motivează pe toți și ne poate ajuta ca să obținem performanță. Poate Ciprian poate să ne spună și câteva cuvinte. Da. Eu iubesc... Da, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, specializarea Ingineria Transporturilor. Ce să zic, competiția pentru mine a fost una foarte bună, e rodul muncii noastre, al antrenamentelor, suntem o echipă. Eu practic basket de mic, iubesc sportul și de aceea am ales să mă înalț cât pot eu să performanț. Ai ales în același timp să urmezi și o altă facultate cu un profil mecanic, dar... Sigur, împart cele două meserii, încerc. Și cartea și basketul se îmbină perfect, vă dați seama. Doamne și domnilor, avem alături de noi un dublu campion și campion la natație. E curios cum te împarți, eu știu, între natație și basket.
cum reușești să le îmbini pe amândouă cu succes, iată, dublu campion? Sunt două sporturi care le practic de mic, mai ales notul. Am făcut 14 ani performanță în not. Basketul am început un pic mai târziu, perioada liceului, la RPS Pitești. Sunt două sporturi care, nu știu, n-aș putea să stau fără. Sunt două sporturi frumoase, sunt două sporturi de echipă. Notul este un sport și de echipă și individual. Sunt... E greu în ambele părți, este foarte greu, mai ales ca la not, că este un sport individual, trebuie să te bazezi pe munca ta. În sportul de echipă mi-a fost un pic mai greu să mă integrez, având în vedere... Asta vreau să te întreb, cum te-ai acomodat? Având în vedere că am făcut sport individual foarte mult, mi-a fost mai greu să mă integrez. Dar, până la urmă, datorită colegilor și antrenorilor, a fost destul de ușor să accept să joc în echipă, să mă ajut și de cei din jurul meu. Această performanță, acest titlu de campion național vă dă dreptul de a participa la o competiție internațională care se va desfășura în Olanda, la Rotterdam. Dar până la acest turneu la care veți participa, aș dori să mai vorbim un pic de nivelul basketului din România și mai ales la nivelul acesta, la universități, la basketul practicat de studenții în România. Da, din punctul nostru de vedere, așa cum au spus și băieții, cum au simțit și... Simțiți o creștere a nivelului de la an la an sau cum? Bineînțeles, dacă ne uităm și la componenții echipelor participante la acest turneu final, așa cum au menționat și cei implicați, doar să amintim trei componențe a echipei Asesoft, care au fost unul la AS, doi la Ploiești, de asemenea echipa din Craiova a beneficiat de aportul la doi componenți, unul de la Timișoara, unul de la SCM Craiova, Damian și cu Petrișor, și bineînțeles nu numai de primă ligă și de Liga a doua, știm că de exemplu conducătorul de joc al ASEU-ului Lupușoară este implicat acum în turneul de promovare în Liga Națională, fiind component al echipei Rapid București, și bineînțeles Cantemir, care București, care avea în componență echipei Rapid. Referitor la nivel, la nivelul competiției, noi credem că de la an la an echipele încep să crească prin această contribuție a jucătorilor de primă ligă și Liga a doua, și considerăm că și noi avem obligația să ne pregătim și mai bine la anul ca să putem să ne menținem performanța. Domnul profesor Leonard Francu, spuneți-mi cât de greu se câștigă un titlu de campion național în România? Universitar. Câtă muncă, să le spunem telespectatorilor, câtă muncă, metode de pregătire noi, poate, mă gândesc că... Da, noi am avut și avantajul, fiindcă jucătorii de Liga Națională deja făceau antrenamente cu echipa mare, adică era în forma sportivă, noi decât i-am preluat și am încercat să unim cu restul componenților echipei și să facem o echipă competitivă. Asta e unul din marele noastre avantaje. Experiența lor s-a pus amprenta, și dublați de ceilalți jucători, am reușit să obținem titlul. De exemplu, chiar în alegerea capitanului echipei am avut o problemă la început. Deci cel mai spectaculos jucător al echipei noastre este Lucian Chirov. Dar așa cum vorbeam și cu el, are momente în care își pierde autocontrolul. Și atunci, chiar dacă capitanul echipei este Neguț Alexandru, un jucător mai echilibrat, dar nu la fel de spectaculos, dar foarte eficient în joc, așa am optat pentru Neguț Alexandru. Știind că este singurul jucător în echipă care în momentele decisive îl poate liniști pe colegul Lucian Chirov. Deci în sportul de performanță nu neapărat cei mai spectaculoși sunt ies în față, dar și jucătorii care își aduc o contribuție substanțială la rezultat. Aș mai adăuga eu și pe Cosmin Mătățaru, care poate în joc
nu se remarcă prin acțiuni deosebite, dar eficiența lui sub panou, atât în atacă și în apărare, ne ajută să avem cât mai multe posesii de mici. Și Cornel Alexiu este un jucător foarte bun, dar are momentele lui de când, să zic așa, îi se pune pata... Spune eu de creație. De creație. Chiar l-aș ruga să ne spună, eu știu, să dezvoltați acest, eu știu, să faceți un reproș așa în direct. Reproș. Ei, ca și domnii antrenori, cum și eu îmi pierd cumpătul și alți jucători și dă și fac la fel. Trebuie să ne înțeleagă, trebuie să înțelegem și astăzi este basketul. Da, la final tot o să fie un rezultat bun. În urma acestui rezultat, toate aceste eforturi au fost benefice cu toate, eu știu, ce se întâmplă la o echipă. Până la urmă, titlul e la Pitești, la noi, campionii suntem noi, piteștenii. Domnul profesor, spuneați de echipa națională, echipa care evoluează în Liga Națională de pe CM Pitești. Păstrați legătura, eu știu, cu antrenorul Hristu Șapera? Îi urmăriți pe jucătorii? Mai, da, și cu antrenorul principal mai puțin, mai mult cu antrenorul secund, care a fost studentul nostru. Și care de la anul, Alex Ziguli, va continua studiile universitare de masterat în cadrul facultății noastre. Avem o colaborare foarte bună. Fără ei, noi n-am fi fost aici, în clipa de față. Poate și dânsii, pentru că, iată, o lampă de lansare e o piramidă, aș putea spune, nu? Asta, eu știu, echipa universității, acești jucători au posibilitatea să facă pasul spre Liga Națională, nu? Da, să știți că în momente dificile din partide ne-am consultat cu jucătorii, deciziile n-au fost luate numai de noi personal, am consultat jucătorii, o parte din ei au jucat foarte mult împreună, se simțeau, relațiile de joc erau deja formate și atunci am ales varianta cea mai bună în urma consultării părerii celor implicați. Deci nu am luat hotărâre decât după consultarea și a componenților echipei. Da, aș spune eu că, apropo, ne-ați întrebat de metode, de pregătire, nu putem să vorbim, pentru că timpul este foarte scurt. Dacă ne-am raporta, am putea spune că este obiectivul principal este să formeze o echipă, să joace împreună și mai puțin să vii cu ceva care să revoluționeze pregătirea lor. Așa cum a spus și Leonard, am beneficiat de aportul componenților de la BCM. Ceilalți au încercat să se plieze pe combinațiile și sistemul de apărare pe care ei deja îl știau. Nu puteam să schimbăm nimic din mers. Ei au venit, le-au prezentat punctul de vedere a ceea ce jucau împreună. Ne-am încercat pe ceilalți să facem cumva o coeziune între ceea ce știu ei și ceea ce putem juca împreună cu ceilalți. Aș mai aminti, că mi-am adus aminte acum uitându-mă la ei, pe Mihai Vladimir, componentul echipei Faru Constanța, conducătorul nostru de joc, care ne-a ajutat foarte mult alături de ceilalți. Ei au jucat împreună, așa cum spuneam și la acum 2 ani, la titlul obținut la Under 23. Am mai avea pe Pintilei Marian, care fiind la cursuri astăzi, nu a putut fi învoit, fiind studentul Facultății de Științe, și mai scapă cineva, și Constantinescu Ștefan, care, din motive personale, nu a putut fi prezent astăzi. Oricum, îi felicităm și pe ei, pentru că împreună au reușit această performanță. Mai avem câteva minute din această emisiune. Aș vrea să vorbim un pic și de ce vă așteaptă de acest turneu internațional, această deplasare în Olanda, la Rotterdam. Ce va fi acolo și ce așteptări aveți dumneavoastră? Am consultat și noi. Doamna Claudia Georgescu, președintele Federației Sportului Școlar, ne-a informat la festivitatea de premiere că vom fi participanți la această competiție. Am consultat și noi site-ul Asociației Europene a Universităților, EUSA, are site și cont pe Facebook, bineînțeles. Este a doua ediție a Jocurilor Europene Universitare, la care sunt prezente 10 ramuri sportive, între care și basketul. Turneul final în ceea ce privește basketul masculin va avea un număr de 16 reprezentante
și sperăm să, așa cum a spus și colegul meu, să fim în prima jumătate, adică în primele 8 echipe. Vă dați seama dacă putem și mai sus ca să putem să ne bucurăm și mai mult de ceea ce am obținut. Profesor, eu știu, ar fi o oportunitate să vedeți la ce nivel suntem noi în România și comparativ cu ce se joacă, eu știu, în vestul Europei. Aveți deja, știți, cam ce echipe, ce universități din Europa? Nu, astăzi ni s-a confirmat perioada 30 iulie 6 august. Așteptăm ca săptămâna asta, săptămâna care vine, la Federația Sportului European să fie trimise tabelele cu numele și componenții fiecare echipe. Împreună cu componenții echipei și cu antrenorii de Liga Națională din România vom consulta și vom aștepta păreri în ceea ce privește valoarea echipelor componente și în funcție de valoarea echipelor componente vom alcătui o strategie cu care să mergem cât mai sus. Momentan nu știm nimic de... Capitanul echipei, cum crezi că va fi? Tu știi, da, eu știu... Da, eu am mai participat la campionate europene cu echipa națională și eu și colegii mei. Cred că o să fie un turneu foarte puternic, deoarece mă gândeam că fiecare facultate are câte un jucător care joacă la un nivel mai înalt. Dar, na, sper să mergem acolo, să facem o treabă frumoasă și să venim învingători ca aici. Dar va fi foarte greu, asta vă asigur de acum. La ce nivel suntem noi, basketul românesc? Ai participat, ai văzut cam ce se joacă în alte competiții, în alte țări? Da, basketul la noi în țară este foarte... jos. La noi, pe primul plan, este fotbal în România. În alte țări, dau exemplu Serbia, fotbalul foarte jos, deci e invers ca la noi. Și alte țări, am jucat cu Spania, o grămadă de țări, cu Franța, nu avem cum să ne comparăm niciodată. De asta ei sunt sus și noi jos. Aș putea să spun, eu știu că în Spania și la fotbal sunt sus, și la basket, da, și la handbal. Da, cam toate sporturile. Da, da, și Turcia, cum spune și domn profesor. Lucian, cum va fi la această competiție? Și tu știi... Participa și eu la campionate europene și mă aștept, cum a spus și colegul meu, să fie o competiție foarte, foarte grea. Dar sperăm să facem o surpriză, de ce nu, să ne clasăm chiar în primele patru, dacă se poate, noi asta țintim și sperăm să reușim. Pentru că tot discutăm acum cu tine, tu ai fost declarat MVP-ul acestei competiții. Ce a însemnat pentru tine acest titlu? Este o mare onoare și mă bucur că am luat primul ăsta, dar primul rând mă bucur că am ieșit campion. Asta e mai puțin important, titlul de MVP. Dar este o onoare. Doamnelor și domnilor, mai avem doar câteva minuțele. Domnilor, v-aș întreba ce vă propuneți pentru la anul. Bineînțeles că ne dorim să... Deci acest titlu vă obligă să... Ne obligă și pe noi și pe băieți, că nu putem să fim decât noi, răspunderea trebuie să fie împărțită. Considerăm că îi așteptăm alături de noi, pe unul dintre ei care termină studiile de licență să le continue la studiile de masterat. Dorim în continuare să organizăm turneul final la basket masculin și bineînțeles să ne menținem titlul, pentru că ăsta ar fi obiectivul principal. Domnule, același lucru și așteptăm să ne mai întărim echipa pentru anul, fiindcă și celelalte echipe din țară se vor întări. Deja îi cunosc, știu ce le poate, ce potențial au și vreau să ne pregătim o surpriză. Cu cine, cum, vom vedea în continuare, sper să fie o surpriză și la anul să ne apărăm titlul. Eu știu și o primă din partea universității, din partea conducerii, pentru băieții ar merita, eu știu. Cred că întrebarea trebuia pusă puțin mai devreme. Din punctul nostru de vedere, prima este în relația pe care noi avem cu ei, vis-a-vis de motivație, implicare și educația pe care ei și-o desăvârșesc aici. Da, mai devreme am participat și noi la un bilanț al facultății de sport, unde au participat și celelalte discipline sportive. Se vorbea, eu știu, de investiții. Sperăm să le vedem, sperăm să le simtă cei care sportivii, pentru că ei au nevoie de condiții foarte bune de pregătire. Chiar condițiile cum sunt la Universitatea din Pitești, de pregătire? Din punct de vedere al bazei materiale, putem spune că beneficiem de o sală la nivel european. Știm că anul trecut, când Piteștiul a
fost desemnat oraș european al sportului. Sala a fost organizatoare a unor meciuri din cadrul turneului Under 20, European Under 20. Sperăm să ne îmbunătățim accesul în ceea ce privește partea de refacere, să încercăm să-i ajutăm și noi cu ceea ce înseamnă o saună, un masaj și... Condiții, știu, care în vest sunt obligatorii, nu? Uzuale. Și pe care noi le-am putea oferi din punct de vedere al facultăților care fac parte din Universitatea din Pitești. Da, și noi sperăm, știu, că cei care au posibilitatea și decid să investească și în sportul argeșean, mai ales în bazele acestea de pregătire, pentru că, iată, e nevoie și dacă toți suntem oraș european al sportului, sper să fim și la nivelul infrastructurii. Domnilor, încă o dată felicitări pentru acest titlu, mulțumesc mult de tot pentru participare, a fost o onoare pentru mine să vă am invitații emisiunii Reviza de Sport. În domnilor. Ce să spunem, vă așteptăm și cu alte ocazii alături de noi să vă putem oferi astfel de momente și vă mulțumim că ați fost alături de noi. Aș vrea eu să mă adaug, să mulțumim și partenerilor care ne-au ajutat, Direcția Județeană pentru Sport, prin domnul Achimescu și Anișoara Moiceanu, care ne-a sprijinit efectiv în realizare, Clubului Sportiv Universitar, celorlalte structuri din Pitești, LPS Pitești, Amicii Pitești și, în ultimul rând, BCM-ul Pitești. Și Clubul Sportiv Municipal, prin domnul Zingoli. Exact, domnul profesor care ne-a ajutat din punct de vedere al logisticii în ceea ce privește masa celor implicați. O adevărată echipă și în... Am apelat la toți partenerii ca să putem să organizăm o competiție de vârf. Și să aduceți acest titlu minunat la Pitești. Încă o dată mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Ionuț Manta, vă dau o întâlnire lunea viitoare. Acum dăm legătura în studio, vă așteaptă colegul meu, Costi Vașcu, cu știrile locale. La revedere!